Dacă vreți, o să fac o referire scurtă la sentința în marele dosar Microsoft. Este rizibil dosarul. A nu se înțelege că decizia judecătorilor este rizibilă. Nu. Dosarul este rizibil. Deși sentințele acum la recurs sunt mai mari, cu foarte puțin mai mari decât la fond, ele rămân în continuare foarte mici. Nu există decât un singur motiv pentru asta. Dosarul este penibil. Dacă la fond și la recurs, la înalta curte de casație și justiție, atâta s-a putut, înseamnă că atâta a fost dosarul. Care este problema? Păi problema este distanța uriașă față de ce ne spunea propaganda despre dosarul Microsoft. Băi, dosarul Microsoft, cea mai tare afacere de corupție din România ever. 400 de milioane, 200 de milioane de euro, șutiți, aoleo, aoleo, încrengături. Bă, încurajați fiind de DNA, adică, pe bune. Și cu ce ne-am ales? Cu ce ne-am ales în sensul când tragem linie la sentința finală? 2 ani și 6 luni? 2 ani și 6 luni? Sau 2 ani și 4 luni? Că... Ha? 2 ani și 6 luni. Ha? Hai să citim de pe... Vreți să citim de pe ce vreți să citim? Hai să citim de pe Hot News, zic. Ha? Că ei sunt cu justiția în gură. Și doamna Chioveși, doamna Chioveși. O să citesc mult de pe Hot News astăzi. Deci, în alta curte, ne spune Hot News, majorează pedepsele în dosarul Microsoft. Gabriel Sandu, 3 ani de închisoare. Cât? 3 ani de închisoare? 3 ani de închisoare? 3? Da. Încă o dată, eu nu critic decizia în alte curți. Nu. Eu remarc distanța uriașă dintre dosarul în sine și ce ne-a anunțat DNA-ul și cu presa care primește pe surse de la DNA, că e dosarul. E rizibil. E penibil. Deci, Gheorghe Ștefan, 6 ani de închisoare. Dumitru Nicolae Niro și Dorin Cocoș, câte 2 ani și 4 luni de închisoare. Ăștia sunt. Deci, marele dosar Microsoft. Dosarul Microsoft. Bă, sunt 4 oameni. 4. Ăsta și-a furat-o cel mai rău. Ăsta Pinalti, cu 6 ani de pușcărie. Ăsta la altul, 3 ani. Gabriel Sandu. Iar Cocoș. Cocoș! Și cu Niro, 2 ani și 4 luni. Fiecare. Asta este. Asta e tot. Vreți să însumăm câți bani a decis instanța că trebuie recuperați? Că acum câți o să fie recuperați? 14, în total 14,5 milioane. Cât? 14,5 milioane. Dați-mi voie să rezum dosarul DNA. Asta e dosarul DNA. Oboseală. Așa se aude. Microsoft. N-ai cum să-l cataloghezi altfel. Punem acum titlurile vremii de-a lungul timpului, cu dosarul Microsoft, cu nu știu ce, pe surse, de la procurori, cu tare. 4 ciumeți cu aceste sentințe. 14,5 milioane de recuperat. Ok. Altfel, nu, zic, să-i ridicăm statuie doamnei Chioveși. Foarte tare, eroina. Op, op, eroina! Foarte tare. Foarte, foarte tare, adică, hei, cât a fost Băsescu președinte, n-a zis nici pâs în direcția asta, că n-a mai fost Băsescu președinte, s-a învârtoșat așa curajul profesional, a? Și ia uite ce super rezultate. Foarte tare. Op, op, eroina! Foarte tare. Bravo, bravo. Un lucru totuși foarte important, dacă e să remarc ceva cu adevărat important, pe lângă distanța uriașă dintre cum a fost prezentat dosarul Microsoft public și din și ceea ce este el de fapt. A luat Niro cu executare. Asta e diferența uriașă. Pentru unii, nu e. El luase cu suspendare. Luase un an și 6 luni sau ceva așa cu suspendare, la fond, cu suspendare. Și acolo a luat cu executare. Eu zic că e important asta. Pentru cine știe cine e Niro, cu ce s-a ocupat Niro, cui furniza el cash fără număr, fără număr, ce avocat avea, cine e avocatul ăla, cu cine e prieten, cine e tasul ăla. În sfârșit, nu mai intrăm în detalii. Pentru conesori, faptul că Niro a luat cu executare,
Asta, eu de-abia ăsta consider că e un punct de cotitură în justiția din România în strânsă relație cu câmpul tactic. Și e un punct foarte important, cred eu. Așa le evaluez. Eu n-aș fi crezut că ia Niro cu executare. N-aș fi crezut asta. Am și spus-o că nu cred că va lua cu executare, că probabil îi rămâne cu suspendare. A luat cu executare. Wow! Asta cu siguranță înseamnă ceva. Deci e un punct de inflexiune, după părerea mea, foarte important. Să fim foarte atenți în perioada următoare la cum se mai întâmplă lucrurile în România, pentru că, după părerea mea, ăsta este punctul de inflexiune foarte important, faptul că Niro, din pedeapsă cu suspendare la fond, a luat acum cu executare. Sigur, n-a luat mare lucru, că n-a luat mare... Bun, dar a luat cu executare. Bun. Nu am ce altceva să mai spun cu privire la acest dosar denumit Microsoft și care nu are Microsoft în el. Absolut, ca în fiecare dosar, ca în fiecare dosar instrumentat de DNA, de obicei dosare cu nume străine, Microsoft cu siguranță nu e românesc, numele Microsoft. Nu o să vedeți niciun străin, niciodată, în niciun dosar DNA, niciodată, nici măcar odată. O să vedeți români. Că despre asta e, sunt patru românași, mă rog, nici mai mult așa nu sunt, așa? Așa. Niciun străin într-un dosar cu nume străin. Nu o să vedeți, repet, niciodată, nici măcar odată. Bravo! Eroina! Bun. Și trecem mai departe. Dom'le, e o chestie aici, tot pe Hot News. Ah. Am uitat să vă citesc totuși o știre despre plagiatul lui Chioveși pe Digi24. Și după aia mergem la articolul de... Vreți să vă citesc? Astăzi. E de astăzi. De pe Digi24. Op, eroina! O sesizare de plagiat din SUA pentru șefa DNA nu este conformă. Deci odată e aia de la Cluj, care nu este conformă. Clujul nu e în SUA. Ai verificat dacă e Cluj în SUA? Microsoft e în SUA. Clujul nu e în SUA. Deci e alta, în mod evident, nu? Deci, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, UFCCDI, a primit o sesizare din SUA, privind un posibil plagiat în teza de doctorat a procurorului șef al DNA, Codruța Chioveși. Sesizarea este neconformă, întrucât link-ul spre documentele care ar proba plagiatul nu poate fi deschis, a explicat purtătorul de cuvânt al Ministerului Educației, Mirabela Amarandei. M-ați înțeles? Deci odată sesizarea lor de la Graur nu este conformă. O sesizare din SUA, habar n-am cine o fi făcut-o, whatever, nu e important, nu este conformă. Hai să vedem câte dintre sesizările cu privire la plagiatul doamnei Chioveși nu sunt conforme. Nici nu cred că știm să numărăm până acolo. Deja azi avem două neconforme. Noi ne-am apucat să investigăm, dar dacă sesizarea e neconformă, asta e, așteptăm până când va fi una conformă. Așa, și vă spuneam de pe Hot News. Ei se laudă aici cu o treabă, că au obținut ei un document, ok, documentul Black Cube, în care Dana Damescu apare client. Ce se angajau spionii izraelieni să facă în România prin contract? Ia să vedem, băi nene. Prima acțiune Black Cube din martie 2015, al cărei beneficiar era Dan Adamescu, avea ca nume de proiect Volcanic Eruption. Ai, dă-mă dracu! În planul de business se arată în mod neechivoc faptul că propunerea a fost special concepute ca urmare a discuțiilor referitoare în cazul penal în curs împotriva lui Dan Adamescu, numit în continuare client de către Nova Group. Pe baza acestor discuții, Black Cube a gândit o abordare care va asigura cele mai bune șanse pentru a atinge scopurile clientului. Hot News a dezvăluit în premieră pe 28 septembrie că Dan Adamescu a fost beneficiarul primului contract cu Black Cube din martie 2015, al doilea fiind încheiat în februarie 2016 de fost ofițer SRI Daniel Dragomir. În sfârșit. Deci, hai ca să o luăm mai pe scurtătură, așa că nu mai avem timp. Deci Dan Adamescu, la ora actuală, în închisoare, este patronul de la România Liberă. Bun, de la Astra a fost, știți, că nu avem timp. Foarte la esență, pe scurt. Dan Adamescu este patronul de la România Liberă. E în pușcărie.
El a contractat firma Black Cube, ne spune Hot News, ca să o tamponeze pe Kyoviș. Păi, în acest moment, toate gurile de tun ale lui Kyoviși, care erau la evenimentul zilei, s-au mutat la România Liberă. În condițiile în care România Liberă este în insolvență de când eram noi mici. Ce vreau să spun este că acum un nucleu foarte dur de propagandiști ai lui Kyoviși și ai binomului sunt la România Liberă. Au rămas ea de la ziare.com, sunt ăștia de la Hot News în sfârșit. Dar România Liberă a făcut angajări și nu puține în ultima perioadă, ei fiind în insolvență. Deci patronul e în pârnaie, angajează Black Cube ca să o tamponeze pe Kyoviși și conform lui Hot News, dar ziarul face angajări pe bandă rulantă pentru propagandiștii DNA. Dumneavoastră vedeți vreo logică în treburile astea? Nu, acum pe bune, că eu vă dau fapte. Deci tot ce vă spun eu sunt fapte. Și vă întreb, găsiți o logică în asta? Nu contest dezvăluirile Hot News și documentul cu care îi vin, dar care-i logica? Să încheiem într-o notă pozitivă și simpatică. Avem o fotografie, n-avem timp de mai multe, avem o fotografie, mi-a lăsat-o cineva pe preșul de la mașină, cred, sau ceva. Am găsit un parc, o fotografie, am găsit un parc pe o bancă, nu mai știu care parc și care bancă, o fotografie cu doamna Kyoviși, care este foarte drăguță. Și doamna Kyoviși și fotografia. Sunt fanul acestei fotografii, însă are o pălărie drăguță. Adică vedeți că nu trebuie să vedeți cu fotografia, că se vede, nu? Și mă gândesc dacă nu cumva este, dânsa este imaginea aceea, m-am gândit, zic, da, zic, la ce o folosi fotografia asta? M-am gândit, poate o fi dânsa noua imagine a opțiunii Hipsterova, de la telefonia mobilă Digi, că Dinerovici știm cu toții cine e. Gata, acum că am glumit, să mai și plecăm pe la cășile noastre, mai ales eu, vă mulțumesc foarte mult, ne revedem mâine, la revedere!